dragi telespectatori, bun găsit, dragi prieteni, Elisabeta Vasile sunt eu și începând cu această oră, vă invit în fața micului ecran pentru că o să intrăm în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii Petrecem Împreună. Petrecem Împreună aici la EMI-TV, de această dată a venit alături de noi în această seară Religiu Gheorghescu și formația. Petrecem și cântăm 100% live, așa că vă invit să puneți mâna pe telefon, să ne mai și sunați, 0799-620-520 vă stă la dispoziție. Suntem televiziune națională, ne vedem peste tot. Pe unde nu ne vedem, dumneavoastră puteți cere operatorului să introducă acolo în grila de programe EMI-TV, așa că stați cu ochii pe noi. Bine ai venit, draga noastră, Reli Gheorghescu, la EMI-TV! Bună seara și bine te-am găsit, draga mea! Să știți că Reli mi-a mărturisit așa, dacă mă chem să cânt live, eu vin, dar așa nu prea mă trage inima. Ia spune, Reli, de ce? Da, pentru că mie nu-mi plac emisiunile cu CD-ul, îmi plac emisiunile live. De ce? Adică te simți mai aproape de oameni? Mă simt mai ok, adică nu sunt eu pentru studio, nu-mi plac, nu pot să animez, nu... Nu-mi place. Tu n-ai venit singură? Și îmi place să mă audă omul așa cum cânt eu la nuntă. Cum sunt la nuntă, așa mă aude și la televizor. Mă bucur. Și nouă ne place la fel. Dar uite că de multe ori nu se... Acum, uite că se poate și la noi de mai mult timp și ne bucurăm. Ne bucurăm și se bucură totodată și telespectatorii. N-ai venit singurică, ai venit cu colegii tăi care, bineînțeles, poți să ne-i prezinti. Draga mea, cu o parte din ei, pentru că acum cu pandemia asta nu pot să iau pe toți. Pandemia asta stăm și noi departe, așa păstrăm distanța, suntem. Da, uite. Așa cum trebuie. Da, am la orgă pe colegul meu Costică Florea. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Și bineînțeles, vioristul meu de o viață, Vasi Falcoie, care toată lumea îl cunoaște. Vasi Falcoie. Sau cum îl cunoaște lumea, așa, Vasi de la Sadu, să zicem Vasi așa. De la Sadu, îl cunoște pe Vasi de la Sadu, nu știu dacă mai știe el, dar noi ne cunoaștem, cred că, de prin 92. Și continuăm, uite că avem deja primul telefon. Alo, spunem. Alo, Săruna. Bună seara. Daniel Roșioru la telefon. Puteam să jur, am o ureche. Ce faceți, domnul Daniel? Sunteți cu ochii pe noi? Bine ați venit în direct cu noi. Săruna, sunt cu ochii pe dumneavoastră, sunt la Craiova, vă salut de aici și pe dumneavoastră și pe invitarea dumneavoastră. Și noi vă salutăm. Și vreau să dedic toată emisiunea în această seară familiei mele și celor care mă cunosc. Și pentru prietenul meu și soțul dumneavoastră, Gigi Vasile. Îl salutăm, îl salutăm și salutăm echipa EMI-TV, că sunt cu toții aici, ca de fiecare dată. Pe domnul Daniel Norocea, salutări din partea mea și... Avem și pe Emil, da, pe Emil Badea și soția, toată lumea este aici cu noi. Și vă salut. O seară și... frumoasă și emisiune frumoasă și vă urmăresc. Și eu vă salut și vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Uite că deja primul credeam că dacă este zi afară... Este prietenul nostru, domnul Daniel. Păi uite, poate e când ceva ce știi tu că îi place. Cu drag. Reli, ultima dată când ai fost la noi, parcă tot într-o emisiune live ai fost. Bineînțeles că tot live. Este o emisiune foarte, foarte frumoasă, numai că atunci parcă mi-aduc aminte că nu erau telefoane. Am cântat mai multișor. Ce mai făcut tu pe timpul acestei pandemii, să zicem așa? Nu mă întreba, că probabil ce a făcut toată lumea. Da, mă, dar tu cânti totuși, nu? Da, mai cânt. Ai mai cântat, deci de când s-a dat drumul așa, să zicem, cu pe la terase, pe la astea, tu cânti, poți să spui așa, nu știu, nu poți să spui numele, dar poți să spui oamenilor că tu cânti într-o vineri sau sâmbătă. Bineînțeles că oamenii știu unde să mă găsească. Așa că tu ai o pagină. Și te invit și pe tine. Cu drag, venim cu toată echipa într-o seară, facem o oră, o sârbă, filmăm. Nu, uite, o idee bună. Joacă și filmează ceilalți și tu o să cânti cu mine. Da? Cum să nu? Păi da, cântăm împreună. Reli, eu știu că tu ești de la Rovinari, dar nu știu exact de unde te tragi rădăcinile tale, așa. Păi, draga mea, să spun așa, părinții pentru telespectatori, mei, da, poate mulți nu știu. Părinții mei biografia ta, așa. Sunt de la Urdari. Aproape de Rovinari. Și cum ți-a venit ție așa să cânti? Adică ai avut pe cineva în familie? Te-a îndrumat cineva? Nu, mi-a plăcut așa la școală și pe la 14 ani eram la o nuntă la țară, care am spus în multe emisiuni și cred că am spus și în emisiunea aia atunci când am fost la tine. Nu știu, dar oricum, da, știți cum e, știi cum e cu telespectatorii. Știam foarte multe melodii atunci și cântau niște lăutare acolo la nuntă și eu fiind cu bunica mea, fiind mică,
Zic, ei cântau câte o strofă din fiecare melodie și zic, măi, mama, eu mă enervează, știam, mă duc și le zic. Că nu știu tot cântecul. Da, și ea a zis, bineînțeles, să nu mă duc și eu m-am dus. Da? Și a zis un domn de acolo, zice, domnișoară, dacă știi tu să cânți, cântă tu. Și am cântat eu. Ai cântat tu și așa, așa s-a produs debutul tău, să zicem, da? Prima dată la o nuntă, nu? Dar pe o scenă, pe o scenă așa, când ai cântat prima dată? Păi, cred că aveam 20 de ani. Ai făcut o școală de specializare, de adică o școală de populară de artă, da? Super, super. Și primele tare înregistrări au venit... Nu trebuie să spui așa, dar vreau să așa spun. Bine aminte, oricum, dar... cânti de mult timp. Cred că sunt aproape 20 de ani. Deci ai peste 20 de ani de când cânti. Oho, da. Destul. Doamne ajută să cânti mulți ani de acum Doamne încolo. Doamne ajută și tu la să fel. Să ne dea Dumnezeu sănătate, să trecem și de perioada asta, să încântăm publicul cât mai curând. Probabil pe la evenimente. Probabil că toată lumea așteaptă să trecem cât mai repede. Căci ne lipsesc evenimentele, costume frumoase, văd că ai și slăbit, adică ai tu, pe timpul pandemiei, toată lumea a mai pus cât un kilogram, două, numai tu ești invers. Draga tu. Mea, să știi că eu chiar nu am mâncat așa, de frică să nu mă îngraș. La mine în familie, dacă cineva făcea dulciuri, eu mai bine nu mergeam. Da, eu bine că poți să ții o cură de slăbire sau să mănânci puțin, să te înfometezi. Da. Sunt multe persoane care fac lucrul ăsta, eu n-am reușit niciodată. Am și eu nevoie de acum încolo. Nu ai nevoie deloc. Dar vedem. Vedem, să spună acolo regia când o să dăm drumul la cântec, pentru că avem telefon deja din nou. Alo, spune. Alo. Alo, bună seara. Bună seara. Cu cine stăm de vorbă și de unde ne sunați? Cu cine stați de vorbă? Da. Betty, vă pup și pe Reni la fel. Bună, dar să știi că nu ghicesc cu cine stau de vorbă. Anda. Anda! Anda! Anda, vai ce surpriză! Cine a recunoscut? Cine a recunoscut vocea? Deci, Anda Georgiana este prietena noastră dragă, plecată în Anglia și se aude atât de perfect, încât am crezut că ne sună cineva da, din țară, că pentru aici, că... Da. Na, când ne mai sună cineva din... Îmi cer scuze că se aude că semnalul este foarte slab. Noi te auzim perfect. Noi te auzim perfect, cum ne auzi tu pe noi. Și tocmai și foarte bine, foarte bine. Și tocmai sunt numai recunoscut. Măi, Anda, nu te supăra, dar mi-ai făcut o surpriză. N-ai sunat niciodată în direct la noi. Cred că n-ai sunat, no, e prima dată, nu? Da, astăzi am vrut pentru că am văzut că Reni este prezentă în platou și am zis că să intru direct cu tine și cu ea și tocmai de asta zic, Reni m-a recunoscut și tu nu m-ai recunoscut. Uite, eu care vorbesc cu tine la telefon mai des, eu nu te-am recunoscut. Da, să-mi fie rușine puțin. Tocmai de asta, uite, na, nu are nimic, vreau să vă spun că sunteți minunate. Mulțumim și tu la fel. Mulțumim. Două prietene dragi sufletului meu, două artiste iubite de public. Mulțumim. Și să rămâneți la fel de frumoase și un caracter frumos. Și mulțumim. Tu la fel, Anda, uite, poți să mai vorbești cu Reli, dacă vrei să scânte ceva, ia vezi tu. Dar Reli știe melodia mea preferată. Da, iubita mea, o să-ți cânt melodia ta preferată. Reli știe melodia mea preferată. Reli, te pup, te iubesc și mi-ești atât de dragă și abia aștept să se termine nebunia asta, să ne vedem. Și eu te pup și îți mulțumesc și abia te aștept acasă. Anda, ne bucurăm pentru surpriza asta frumoasă, te așteptăm acasă. Vă pup și vă iubesc și eu abia aștept să vin să vorbim, să ne dăstăinuim una și să scântăm câte un cântecel. Până atunci poate vor fi alte vremuri mai bune. Să sperăm. Toate bune să fie și acolo la tine. Mulțumim frumos. Mulțumesc, vă pup și noi te pupăm. Seară frumoasă. Seară frumoasă. Uite, Reli, ce surpriză! Prietena noastră. T-ai vorbit cu Anda? Nu. Ea a văzut pe Facebook că tu ești invitata mea în această seară și am îi place văzut, tare da. Mult cum cânti. De fapt, ea iubește așa. Cred că, nu știu dacă toți interpreții deopotrivă, dar iubește în general muzica populară, folclorul. Și dacă... Da, pentru că are foarte mulți prieteni. Da. În domeniu. Da. Și ea este un suflet bun de om, plecat acolo, în afară, ca... Mulți alții care n-au plecat chiar de bine de aici, din țară, că dacă era bine, nu mai plecau în afară. Da, și își dorește foarte mult să vină în țară și cu pandemia asta a prins-o acolo și
nu numai pe ea. Și ca ea sunt mulți. Alții, uite, poate te gândești să le cânti o melodie celor plecați în afară. Să știi că o să încep cu o melodie de străinătate. Super! Pentru foarte... ea și pentru toți prietenii noștri care sunt plecați în străinătate. Foarte frumos. Uite, când ești pregătită de cântare, să ne spui echipa, să ne spuneți acolo când putem să cântăm. Da? Suntem gata de cântare și toate piesele care o să le cânte Reli acum în următorul colaj o să fie pentru Anda Georgiana din Anglia și pentru toți românii plecați în afară. Știu că mulți așa ca mine au plecat departe în lume, au plecat departe în lume. Pentru o viață mai bună și-au lăsat tată și mumă, și-au lăsat tată și mumă. Mă-ntorc la părinții mei, că-s-a acasă singure. Stau seara plâng prin obor, unde ori fi copilor. Mă-ntorc la părinții mei, că-s-a acasă singure. Stau seara plâng prin obor, unde ori fi copilor. E bine, așa. Omlu doamne prin străin, cades cu spin mărăcin, cades cu spin mărăcin. Să știu bine că banul nu-i totul lume, dacă cei dragi nu-s cu mine. Mă-ntorc la părinții mei, că-s-a acasă singure. Stau seara plâng prin obor, unde ori fi copilor. Mă-ntorc la părinții mei, că-s-a acasă singure. Stau seara obor, unde ori fi
acasă să pune gând să fac bani să vin curând, să fac bani să vin curând. Mama-mi spune să știu bine că banul nu-i totul lume dacă cei dragi nu-s cu mine. Mă-ntorc la părinții mei că-s acasă singurei, stau seara plâng prin obor unde ori fi copilor. Mă-ntorc la părinții mei că-s acasă singurei, stau seara plâng prin obor unde ori fi copilor. Pentru tine inima, pentru tine inima, că singură îți faci rău când iubești și nu-i al tău, când iubești și nu-i al tău. Nu vrei pe alții să-i despați, dar ți-e greu câștigă-n pați ce iubești cu altcineva și suferi inima mea. Nu vrei pe alții să-i despați, dar ți-e greu câștigă-n parți ce iubești cu altcineva și suferi inima mea. Așa! Și mai rău te chinuiești, cum să fac să mă înțelegi? Tu nu vezi că faci păcat când iubești ce nu-ți e dat? Și mai rău te chinuiești, cum să fac să mă înțelegi? Ia-o-s! Omul din greșeli ne învață. Știi că
că n-ar fi trebuit să iubești ce ai iubit. Dar spune o vorbă în viață, omul din greșeli învață. Și suferi inima mea. Tu nu vezi că faci păcat când iubești ce nu-ți-e dat. Și mai rău te chinuiești, cum să fac să mă înțelegi? Duce. Trece vremea, trece vremea, tinerețe iute. Văd cu ochii mai licuță până când se duce. Puiul meu nu-i lângă mine, s-aștept bătrânețea. Stau numai cu el în gând și mi-a luc tristețea. Puiul meu nu-i lângă mine, s-aștept bătrânețea. Stau numai cu el în gând și mi-a luc tristețea. Trece vremea, trece vremea, văd cum vântul bate. Să iubesc acum, Doamne, timpul nu se toace. Trece vremea, trece vremea, văd cum vântul bate. Să iubesc acum, Doamne, timpul nu se-ntoace. Că dacă voi îmbătrâni, n-am să mai iubesc. Bătrână când noi ajunge, sigur mă căiesc. Că dacă voi îmbătrâni, n-am să mai iubesc. Bătrână când noi ajunge, sigur mă căiesc. Așa. Că dacă voi îmbătrâni, n-am să mai
ies. Că dacă în bătrânii n-am să mai iubesc, bătrână când noi ajunge, sigur mă căiesc. Așa, așa. Trece vremea, trece vremea, văd cum vântul bate. Să iubesc acum, Doamne, timpul nu se-ntoarce. Puiul meu nu-i lângă mine, s-aștept bătrânețea. Stau numai cu el în gând și mi-aluc tristețea. Puiul meu nu-i lângă mine, s-aștept bătrânețea. Stau numai cu el în gând și mi-aluc tristețea. Puiul meu nu-i lângă mine, s-aștept bătrânețea. Stau numai cu el în gând și mi-aluc tristețea. Că dacă-i în bătrânii, n-am să mai iubesc. Bătrână când noi ajunge, am să mă Foarte frumos, Reli, felicitări! Dragii noștri telespectatori, ne-a cântat Reli numai cântece frumoase, cel de străinătate, așa, pentru cei care sunt plecați în afară, da? Piesa cu inima, așa, pentru cei care mai suferă, așa, din dragoste, da? Și pentru cei care se regăsesc. Iar asta ultima mi-a adus aminte, așa, de începuturile mele, pentru că o cântam și eu foarte mult și o am în repertoriu, numai că, uite, dacă nu mai cânti, mai și uiți, așa că acum mi-a adus când tot. O să vii la mine la terasă, o să o cânti. Da, 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 da. Numai, cred că doamna Anica Ganțu cântă piesa asta, nu? Da, este o salutăm ei. Pe Anica, poate este cu ochii pe noi. O salutăm pe Claudia Ionaș, că este cu ochii pe noi. Da? Și cu poate dragul așteptăm salutăm. La un live la noi la emisiune, de ce nu? Îl salutăm pe Nașu Cornel Cioancă, care ne urmărește de la Timișoara. Deci, dragilor, și pe Facebook ne puteți urmări, da? Pe... bineînțeles că puteți face și dedicații, da, 0799620520, da, vă stă la dispoziție, puteți să o felicitați. Deja ne sună telefonul. Alo, spunem. Seara, din la Borescu vă contactează un admirator al meu. Bună seara, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Colonelul Scorzilă, mă numesc. Bună seara. Bine ați venit în direct cu noi. O melodie de germea când spar casa sau îngerfează dumneavoastră sau domnicarea dumneavoastră. Da, 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 păi poate vreți să o felicitați pe Relică. Ea este invitata noastră în această seară, da? Și o să vă cânte ce doriți dumneavoastră. Dacă nu mai bine. Improvizăm, dacă nu știm, că știți, nu știm nici noi chiar toate piesele, nu, Reli? Nu ne-am născut să le știm chiar pe toate. Hai, o melodie frumoasă vreau și eu, să rămână, mulțumesc. Cu mare plăcere, cu mare plăcere, mulțumim frumos pentru intervenție. Sănătate! Doamne ajută! Îl salutăm și pe domnul Georgel Cărăuleanu și te felicită, Reli. Este un, mulțumesc frumos! Un domn care iubește foarte mult folclorul de la Băilești. Da, uite că mai am și lapsusuri în seara asta. Din cauza căldurii. M-a bătut foarte mult soarele în cap astăzi. Da? Foarte cald a fost astăzi. Ce a spune pe timpul pandemiei? Cu ce te-ai mai delectat tu așa? Ce ai mai făcut tu? Ce ai mai ai gătit? Ai, păi, draga mea, dacă de mâncat nu am prea mâncat, îți dai seama că nici de gătit n-am prea gătit. Păi poate ai gătit pentru altcineva, uite, pentru fiica ta, pentru... Mai nu puțin, prea nu? Am gătit, nu, nu. Nu, pentru că dacă găteam pentru ea, trebuia să mănânc și eu. Sau poate ai muncit și vrei să ne surprinzi, nu? Cu ceva nou, de unde e? Sau nu vrei să dai să din casă? Că... Nu. Să știi că m-am plictisit foarte tare în casă, pentru că simțeam că nebunesc în casă și probabil că toată lumea, nu numai eu. Da, așa este.
am mai făcut sport în casă, că... Da, e bine că poate ai o casă mare și poți să aduci și mai multe aparate. Știi? Să știi că nu trebuie neapărat să ai aparate ca să faci și sport. Poți să faci și fără. E, și asta e adevărat, și asta este adevărat, da. Numai și... dacă îți dorești, poți să faci și în fața televizorului, nu? Uitându-te la un film. Da, în rest ce să fac? Plictiseală, ba, ieșam până în oraș, că indiferent de situație. Continuăm și spunem din nou, te rog frumos să spui tu, Reli. Alo? Marius Pănescu sunt, am vrea și noi o dedicație. Bună seara! Reli ne știe foarte bine. Vorbiți cu Reli, mai tare, Reli. Da, domnul Marius. Da. Venim și noi în drum spre casă, suntem pe autoban, dar acum am intrat în România. Oh, vă aștept cu drag. Cu Marius și toți băieții. Și am vrea și noi, dacă poți să ne scrii nouă melodia pătuțeală de unei necuță. Bineînțeles, cu dedicație specială pentru tine și pentru prietenul tău, pentru Glodeanu și prietenul meu. Da, Glodeanu vine săptămâna viitoare. Sigur. Unde te găsim și noi zilele astea? Ei, o să anunț eu pe Facebook unde mă găsiți. E perfect atunci. Da, domnul Marius. Bine. Mulțumim frumos. Cu plăcere. Mulțumim și noi pentru intervenție. Doamne, ajută să aveți drum bun. Ia uite că domnii se întorc din afară, vin în România, nu? Dacă am da, bine. Să știi că sunt niște fanii mei care e foarte bine, mă iubesc că... foarte tare și indiferent unde sunt eu, dacă ei sunt în țară, sunt acolo. Mi-am dat seama, dacă nu te găseau niciunde acum, cred că le cântai... Da. Spune-mi din nou, alo! Bună seara, doamna Betty, sunt Alexandra. Bună seara, bună seara! Din Vâlcea. Vreau să salut și eu pe doamna Gherdin. Cu drag, cu drag. Poate pe... Vă salut și eu, mulțumesc. Vă place cum cântă Reli? Pe dumneavoastră. Și aș vrea să facem niște dedicații, în primul rând, pentru copilașii mei. Să vă trăiască. Toată lumea de la Vâlcea și toată lumea Târgu-Jiului. Și pentru toată dumneavoastră, domnul Gigi Vatez, și pentru dumneavoastră. Și, în primul rând, pentru domnul Cristi Scurtu, că i-a fost de Sfântul Petru ziua băiețeilor. Da, și cu această ocazie le facem o dedicație celor care au sărbătorit de Sfântul Petru. Zice-o ce piesă vrea doamna pentru copilași, din partea mea pentru domnul Cristi Scurtu și pentru toată familia. Cu siguranță, Reli are piese frumoase și de copil, și de fetițe, și de băieții. Da, astăzi seară vă cântă Reli. Mâine seară domnul Soș și puteți să alegem o piesă de-a dumneavoastră. La dedicații puteți să alegeți ce vreți dumneavoastră, iar când invitații noștri vin invitații, dumnealor vă cântă live sau alții poate care nu sunt live, vă cântă cu CD-ul, nu contează. Important este că este seara dumnealor. Da, și pentru cum e echipa de la dumneavoastră? De unde ne sunați de la Vâlcea, doamnă? De la Valea Mare, Drăgană, județul Vâlcea. De la Valea Mare. Salutăm Valea Mare și vă mai așteptăm să ne sunați. Mulțumim frumos pentru intervenția noastră telefonică. Toate cele bune, seară frumoasă. Uite, Reli, că ești iubită și poate, adică știai că noi suntem o televiziune națională, da? Bineînțeles. Că am crescut datorită vouă, colegilor noștri, datorită oamenilor care ne iubesc, datorită și nouă că am muncit să ajungem, știi cum e. Uite cum ai muncit și tu, cum am muncit și eu, că nu ne-a fost așa. Cum a fost drumul ăsta pentru tine, drumul cântecului popular? Că are și spinișori, are și limbișori. Bineînțeles că a fost și greu și frumos, ca peste tot. Ai avut așa o persoană care să te sprijine pe acest drum? Nu știu, care să te îndrume, care nu neapărat financiar, că financiar tot timpul ne-am susținut singuri. În primul rând, familia mea a fost lângă mine. Am avut și prieteni, poți să faci dar și dedicații, în primul rând, să le ai familia. Această ocazie. Bineînțeles că toate melodiile mele din această seară, în primul rând, să fie pentru familia mea, pentru fata mea, pentru toți prietenii mei și pentru toți cei care mă iubesc. Că îți dai seama, n-aș putea să stau acolo să zic pentru toți prietenii mei, să iau, să le zic pe nume la fiecare. Așa și dedicăm și familiilor, colegilor tăi, Costel de la Cărbunești, sau nu, de la Albeni, da? Da. Vă salută pentru... Costel de la Albeni și... Și pentru colegul meu, pentru Vasi, pentru soția lui care este aici cu noi, da, și pentru copiii lui. Cum să nu, mai ales pentru băiețelul cel talentat pe care îl mai așteptăm pe la filmări. Să știi că am început deja turul filmărilor și te așteptăm luna viitoare să fii prezent. Da. Ce vreau să te întreb de costume, că am văzut că ai costume frumoase. Astăseară ai venit... Draga mea, da, am costume, dar...
pe căldura asta... Tocmai asta am vrut să scot în evidență, că pe căldura asta și la evenimente, vara, de altfel ne mai îmbrăcăm și noi cum da, putem luăm o cămășuță ca să și rezistăm. Ceva mai da, comod ceva mai și lejer, mai subțire, da. Ceva mai lejer, dar vreau să te întreb de unele achiziționez, că am văzut că ai și multe, eu știu, pe care le-ai primit de la bunică sau așa, dar poate le-ai mai și achiziționat. Și... Să știi că am și de la doamna Natalia Gurjanu. O salutăm pe doamna Natalia, care s-a mutat undeva spre Vâlcea, dacă nu mă înșel. Vă pupăm, doamna Natalia Gurjanu, și vă așteptăm aici alături de noi într-o seară, când puteți dumneavoastră. Da. Am mai primit așa pe la evenimente, de la doamne pe care... Care le-a fost drag de tine și le-a a fost zis, drag mai de fată. Mine și bineînțeles că și mie de ele și le mulțumesc din suflet. Și știi cum au zis, mumă, îți dau unul degeaba. Numai să zici o dedicație la televizor. Poți da. Să zici să-mi dacă cânt vrei. Și mie. Să știi că foarte de mult mi le-au dat. De fiecare dată când am fost în emisiuni, le-am zis și pentru da. Ele dedicație. Chiar am niște șoarțe frumoase de la o prietenă de-a mea, de la Săcelu, de la doamna Maria Cimpu. Îi mulțumesc. Ia uite, doamna pup, Maria cu drag. Cimpu. Vă salută Reli cu toată formația și noi, bineînțeles. Și pe toată familia ei. Și toată familia dumneavoastră și vă mulțumește încă o dată pentru că i-ați dăruit niște șoarțe frumoase. Și dacă mai aveți unele pe acolo, puteți ia vedeți da că și mai are și colegi. Da. Reli, textele tale sunt frumoase și multe de ele am văzut că sunt de dragoste. Ți le faci tu sau nu, ai apelat mea. La textieri? Nu. Textele mele sunt făcute de Nelu Ciulin. Salutăm pe Nelu și îl așteptăm la sunt live aici. Sunt făcute de Nelu Pochea. Da, pe domnul Nelu, da. Sunt, da. Și prima mea melodie pe care eu am înregistrat-o cu mulți ani în urmă, am ajuns până la cer, textul este făcut de... Care a prins foarte, foarte da, și a rămas este făcut de Măriuța Burlan. O salut pe Măriuța Burlan, pentru prietena noastră, care și mie mi-a făcut două texte frumoase pentru primul album și acum pentru următorul încă trei. Este înzestrată de Dumnezeu să facă ceva frumos și noi mulțumim pentru că asta da. E. Le ai, Măriuțo, le ai. Te pupăm și te așteptăm la un live, de ce nu? Sigur. Ce vreau să te mai întreb? Te întrebam așa de pasiuni, ce alte pasiuni ai tu în afară de muzică? Nu știu, ce-ți mai place să faci în timpul liber? Draga mea, eu în timpul liber mă plimb. Îmi place foarte mult să merg pe jos. Se vede că tu chiar, eu știam că tu ești un picuț, nu să zicem, dar mai împlinită, mai durdulie, să zicem, da, mai eram, în anii da, trecuți. Da, eram. Iar, păi, de când nu m-ai mai văzut tu? Păi, multă vreme a trecut că n-ai vrut să ne mai onorezi cu prezența, n-ai putut, ai fost ocupată. Da. Acum, pe timpul pandemiei, a fost cum a fost, dar uite că și a fost cam mult timp cu pandemia asta. A fost, dar sperăm că nu va mai fi. Că, Doamne, nu ne lasă și pe noi așa să... Că noi ne simțim bine acolo în fața publicului. Acolo trăim noi, nu știu. Cum ești tu de toată fără muzică, lumea, nu știu, da, nu mă simt toată eu. Toată lumea ne întreabă când începe evenimentele, când începe evenimentele. Nici păi noi nu știm, că ne-am dorit din suflet să înceapă cred că săptămâna asta. Eu știam că începe evenimentele acum, cu 1 iulie, adică se vor da drumul la evenimente, se va da drumul la evenimente. Dar uite că... Se pare că iar o să mai stăm puțin pe tușă. Nu prea mult, nu prea mult, că dacă se amână toate evenimentele, asta nu o să fie bine. Să sperăm că din august o să... Din august, da, vezi, dacă mirii la care le vei cânta, să zicem, sau la care le vom cânta, sunt plecați oamenii în afară și trebuie să-și ia un concediu, un ceva, nu poate omul să-și organizeze evenimentul cu 2 săptămâni înainte. Trebuie să știe și el cel puțin cu 2 luni înainte dacă se face sau nu, nu? Of, dacă hai, asta e un of, așa. Se vor deschide evenimentele pe 1 august, o să cântăm în septembrie. Da, o să cântăm în septembrie, dar până atunci ne vei mai cânta tu. Ce vrei tu și să dacă vrei să mai dedici piesele astea cuiva? Pentru domnii care au sunat, fanii păi, tăi? Păi, în primul rând să fie pentru domnul Marius Pănescu, pentru Claudiu Glodeanu, pentru prietenul meu, pentru Andrei. Prima melodie pe care o cânt este melodia lui preferată. Ia, auzi, domnul și Andrei. Pentru toți prietenii mei care mă urmăresc și de pe Facebook, bineînțeles. Și pentru mama, pentru tata de la Ninoasa. Stați că mai avem un telefon și mai spunem alo și după aia cântăm. Alo! Să doamna Elisabeta. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? De unde ne sunați? Mă
numesc Costel Latu din Cojmănești și dau și o dedicație pentru frații mei, nepoții mei și dorile mele, pentru Mariana Buzorin, colega mea la Minpres, pentru Lili Bătrânca, pentru Melania, colega mea de la Minpres, pentru Mărioara, pentru Dana Stamatescu, pentru Pușa, pentru Marina, să cânte, să, pentru Melania, să cânte doamna melodia aia cu la fântânița din coasă sau ești o zână, ești o stea. Găsește, Reli, să vă încânte sufletul așa cum doriți de la voastră. Încingeți o horă frumoasă. Stați să vă mai spun ceva. Da? Pe Gigi Geamă o puteți să-l puneți să cânte. Păi dacă doamna Reli este invitată în seara asta, oare cum am putea să-l punem pe Gigi Geamă, nu? V-am mai spus că soliștii noastre preferați care vreți să vă cânte îi cereți la dedicații muzicale cu Gigi Vasile joi seara. Noi suntem aici live. Se cântă live, da? V-am mai spus și data trecută să nu vă supărați pe noi, bine, dar nu avem cum, din, da? Nu mă supăr, vă cântă doamna Reli Gherghescu tot ce vreți noastră pe suflet să vă fie. Bine, încingeți manele, sârba acolo, da? Da, și manele, de toate, da? Seară frumoasă, salutăm Cojmăneștiul, numai bine, Doamne ajută! Vă pupăm, la revedere! Reli, hai la o sârbă, la o horă, ce vrei tu, să încântăm pe telespectatorii noștri să curgă apele pe ei.
ce mă porți pe poticuță, că doar unul mai pot purta. Și mi-ai stricat inimioara, mă tu te-ar dorule meu neicuță. De ce mă porți pe poticuță, că doar unul mai pot purta. Și mi-ai stricat inimioara, și noaptea somnul nu mai vine, că mă gândesc mereu la tine. Și noaptea somnul nu mai vine, că mă gândesc mereu la tine. Și mă râde firarea, firea lumerea, că mă află lumerea, au, 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 inima mea. Și mă râde firarea, firea-i lumerea. Se l-a iubit într-o vreme, într-o vreme m-a vorbit și toate, și toate se l-a iubit. Acum iubesc pe ascuns sau au, au, inima mea. Să văd lume ce-i de spus, firai lume rea. Acum iubesc pe ascuns sau au, au, inima mea. Să văd lume ce-i de spus, firai lume rea. Ia o-l, așa, lească-te-ți prietenii noștri. Că mă află lumea rea, au, 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 inima mea. Și mă râde firarea, firai lumerea. Că mă află lumea rea, au, 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 inima mea. Și mă râde firarea, firai lumerea. Așa!
că-mi e munca mea. N-am cerut la nimenea, n-am cerut la nimenea. Dragii noștri, suntem la EMI-TV, petrecem împreună cu colega noastră dragă și interpreta pe care noastră o apreciați mult, Reli Gherghescu și formația. Suntem live 100%, ați văzut că Reli a cântat doar live, așa îi place ei să cânte cel mai mult și noi ne-am gândit ca pe viitor să facem multe, multe emisiuni live. Sperăm ca și colegii noștri să-și dorească să vină aici invitați alături de noi. Vreau să vă mulțumim că sunteți alături de noi acolo pe Facebook. Am văzut că ne urmărește și colega noastră Raluca Beletescu sau Beletescu de la Vâlcea. Te așteptăm și pe tine, draga noastră, aici alături de noi. Dacă vrei să mai faci, cum te simți, Reli? Cum ți-ai... că tu spui mereu că ești emotivă, dar mie nu mi se pare absolut deloc. Să știi că da, sunt. Nu par? Nu, mai sunt. Ales când mi-ai spus, te-am întrebat cum a fost începutul tău și mi-ai spus că ai fost la atunci o nuntă. Atunci am avut tupeu. Ai avut tupeu, deci când erai micuță să zic că erai mai puțin da. Mai cu tupeu, nu? Da. Mie nu mi se pare că ești emotivă. Să știi că eu am emoții de fiecare dată când sunt în fața publicului, mai ales într-o emisiune. Cu toții avem, dar depinde cum ni le mascăm, cum ni le ascundem. Păi dacă tu zici că la mine nu se văd. Da, la tine nu se văd, să știi. Ia spune-mi cum e cu nunțile, cum erau nunțile alea de altă dată, cum îți plăceau ție, îți plăceau mai mult alea sau cum cântăm noi acum, alea de trei zile? Să știi că mie îmi plăceau. Mie îmi plac nunțile la cort. Da? Da. Și deci când... dacă este să aleg între o nuntă la restaurant și una la cort, eu aleg pe aia la cort. E mai, să zicem, nu, că acum oricum nunțile se fac de o zi, dar când se făceau alea de trei zile, aveai ajutor sau cântai singură? Nu, și acum la nunțile de o zi, mai am pe cineva, de asta zic, nu, nu ești... mergi singură, nu. Da, mi-ai spus că n-ai venit cu toată formația. Păi nu ne... Da, nu ne permite, aici. Da, știm, trebuie să, să fim la număr, cum se zice. Mi-ai spus de primele tale înregistrări, mi-ai spus de piesa cu Am ajuns până la cer și ne-ai promis că o să ne o cânti. Bineînțeles. Când o să ai tu intervenția ta live. Dacă vrei să mai faceți dedicații, dacă băieții sunt rușinoși, mi-au spus că vor ca tu să vorbești. Da, eu am spus de la început. Noi nu vrem microfon, noi nu vorbim. Așa fac și la anunți? Așa fac și la evenimente? Mă, să știi că aici, în fața, știi, să dea bine la televizor. Dar deci, în realitate da, nu sunt așa. Deci, da, cunosc, am și unul acasă. Nu e chiar acasă că e cu mine. Nu e chiar acasă că e cu mine. E aici cu noi. Da. Și pe viitor te-ai gândit așa să mai imprimi ceva noutăți, să mai Trebuie. Scoți un album? Trebuie. Aveam un plan să fac ceva, dar venind nebunia asta, pandemia asta, m-a dat peste cap, nu am mai putut să fac nimic. Și acum sper să reușesc. Cu toate că, știi cum se zice, pe timpul pandemiei, uite, colegii instrumentiști au fost mai liberi și puteai să-i prinzi mai repede să lucrezi cu ei, nu? Și studiourile și dacă... Nu, că, de exemplu, colegul meu de la orgă...
Îl am cu mine studio și așa că... A, ai studioul cu tine. Bravo, super, super. Ma, dragilor, vă așteptăm să ne sunați la 0799620520, da? Poate vreți să faceți o dedicație cuiva drag sau poate chiar dumneavoastră vreți să vă faceți o bucurie, da? Nu am apucat și eu să-i felicit pe sărbătoriții care și-au sărbat ziua de Sfântul Petru și Pavel. La mulți ani, să ne trăiți, să fiți sănătoși și să fiți fericiți. De Sfântul Petru și Pavel, ai cântat undeva? Nu am cântat. Nu ai cântat, dar mi-ai spus că vinerea cânti, nu? Sau în weekend, de fel? De obicei în weekend. Numai în weekend. Acum, ai putea să-mi povestești, uite că mi-am adus așa aminte de nunțile astea cu, de 3 zile, de o întâmplare așa haioasă de care să-ți aduce aminte, să-ți vine să râzi, dar poate atunci ți-a venit să plângi de necaz, de ciudă, nu știu. Da, și acum vine să plâng. Da? Ia povestește, vrei? Dacă vrei. Să știi că nu este așa de mult când tot știm că la o nuntă există un contract, adică până la ora 3, hai să fie 5. Da, da, cum să nu. Da. Colegul meu, Vasi, era cu mine. S-a deci făcut... avem martorul cu noi. Da, s-a făcut 3, s-a făcut 4, s-a făcut 5. La ora 5 vine un solist, da, și spune: bună dimineața, băieți, am și un program de 2 ore aici. Zic, poftim? Da, deci tu aveai program până la 3, ai mai stat încă 2 da, ore peste program. 5, la care vine el și spune: am și un program de 2 ore aici. Zic, poftim, la nunta asta? Zice, da. Păi zic, la 5 dimineața? Zice, da, de la 5 la 7. Oh, deci a fost o nuntă prelungită, înseamnă că va... Deci a fost o nuntă... Va plăti dublu. Cu nervi. Cu nervi. Pentru că eu aveam și niște probleme de sănătate și încercam să explic că nu mai pot să stau, deci toată lumea pe românește înjura și el n-avea nicio treabă ca mire, adică la da, 8 se mai dimineața întâmplă. El taie uite, totul. La 8 uite, se întâmplă, de asta e bine să... specificăm acolo în contracte tot ce trebuie, păi, toate detaliile. Că, uite, așa este, dar norocul lor a fost pentru că eram într-o zonă unde, să zic așa... Era mai departe, să zicem, nu? Semnal pe nicio rețea. Unde să sun după un ajutor, după ceva, nu? Deci, crede-mă că sunam direct la poliție. Deci erau niște oameni... Da, deci ai cântat în momentul ăsta în care cânti crispat, cânti cu teamă, cânti cu asta, nu mai iasă nimic. Clar, ce? Ai văzut și în momentul în care cânti și vine deci cineva să soarele și îți șoptește ceva la ureche, deja te deranjează că na, nu, trebuie să fii atent acolo la ce cânti, că nu e chiar floare la ureche să cântăm. Așa, așa cred unii, uite că mai e. Sunt și oameni care... Ce să facem? Pădure fără uscături nu există. Bine că n-ai pățit ca mine, că eu la o nuntă de 3 zile... Deci ai pățit mai rău decât mine? Da, un domn mă tot deranja cu măi băiete cu mustață, toată seara am cântat odată, de 2 ori, de 3 ori miresica, parcă văd, era, avea o rochea de mireasă prinsă, era din partea dolgiului, se prindeau bani pe rochiță, deci toată lumea care venea îi prindea, că îți dai seama, era roche de bani. Și a observat că eram și mă deranja domnul respectiv și până la urmă a văzut și când a venit a treia oară și cântând așa cu microfonul, dumnealui m-a lovit atât de tare că mi-a dat sângele la buză. Aole. Și doamna l-a luat, doamna Dânșoara Mireasă l-a luat frumos cu pantoful în cap. Și asta a făcut, l-a scos pe poarta afară, i-a dat darul înapoi și a zis că dumneai vrea să aibă acolo... Că formația, da, până la urmă, normal. Noi când mergem la o petrecere, suntem angajați de mirii respectiv, de familia respectivă, să da. Le facem un spectacol la nuntă, să mulțumim toată lumea, nu să începem cu dedicații, să ignorăm mirii, mă rog, soacrii și toți nunta. Bineînțeles, acum nu o să strice evenimentul pentru... Da, dumnealor s-au gândit bine, alții poate uite. Cum a gândit mirele tău la care da, ai cântat. Mirele meu, făcuse el programul fără mirele să mă întrebești. Mirele meu, te iubesc. Eu nu. Vreau să-i spunem împreună la mulți ani. Băiețelului Marcelei Fota, David, este la ziua ani lui. La mulți ani, David, da, la mulți ani, David. Să fii sănătos și la pungă gros, știi tu, că mi așa îmi place să vă urez la toți. Dar în primul rând sănătate să avem, că se umple și punga. Se umple, bine se golește, nu contează.
Nu contează. Văd că nu mai sună nimeni. Să știi că mi-a scris și doamna prietena noastră, doamna Tudorița. Doamna Tudorița Teocopa, vă salut. Doamna Tudorița și pe Costică îl salut. Vrea să facă o dedicație pentru nepoțica. La mulți ani, am văzut pe Facebook. Acum două zile, cred că a fost ziua de da, naștere. Da, am văzut pe Facebook. La mulți ani. Cred că eu, nu știu, am cam rămas ba fără semnal, ba fără baterie și în ultimul timp nu mai stau așa mult, mult pe Facebook, mai merg și la țară, des, da. Și o salutăm pe doamna Tudorița Teopopa și spunem la mulți ani să vă trăiască nepoțica, să vă trăiască copiii. Și mai salutăm pe prietenul multor soliști care are grijă și de fancluburile noastre, domnul Gigi Băzdăvan de la Pitești. Domnul Gigi, vă pupăm, sunteți cu ochii pe noi, salutăm Piteștiul și colegii salutăm de la drag. Pitești. Te rog, dacă vrei să spui. Am zis să-l salutăm cu drag. Da, îl salutăm cu drag, bineînțeles, cu toții îl salutăm. Și bineînțeles pentru toți prietenii de la Pitești. Pentru toți prietenii de la... Ai evenimente la Pitești? Ai avut? Cum ți se am pare? Am avut, da. Uite că eu am avut o singură eveniment. Deci cânt în zonă, dar în oraș, în Pitești, două evenimente am avut în viața mea. Mi-a plăcut, dar... Și mult mai frumoase decât aici, mai ușor, mai... Mai lent, așa, mai... Nu, Hora Sârba, Hora Sârba. Îmi place că acolo... Să știi că noi am avut un eveniment anul trecut unde la noi se joacă sârba la viteză. Da. Acolo am cântat sârba la viteză cum o cântăm aici. Știți ce ne-a zis? Mai repede, domne, mai repede. Deci erau niște băieți acolo în grup care... La prima nuntă, când am fost acum câțiva ani, se cânta sârba reloare, așa zic eu. Era foarte lentă, foarte lentă. Deja nu puteai... Dar oamenii spuneau că obosesc. Așa se cântă doar la Constanța, la năvodar de unui bărbatul meu. Când am cântat la prima nuntă acolo și am cântat Fetele lui tata, știi că... La noi se cântă mai puțin acolo, să sară sufletul în tine când joci. Acolo, moi, moi, fai de mine. Zic, nu, aici e bine, mai vin la anunțe aici. De ce? Cântăm mai puțin. Nu? Mai puțin cântăm. Așa este, nu? Da. Da. Rili, dacă vrei să mai faci dedicații, dacă nu mai cântăm ceva frumos, am ajuns până la cer, că n-am uitat că e și melodia mea, da? Da. Facem și pentru băieții care te-au felicitat și vă așteptăm, dragilor, ce faceți? Nu ne urmăriți, că pe Facebook văd că sunteți prezenți acolo, 0799620520 vă stă la dispoziție, da? Am ajuns până la cer, nanal meu să te blestem, să blestem și steaua care în tine-mi dădea crezare. Aș vrea steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Aș vrea steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Așa vine, vine. Împreună, în noapte cu lună plină, când pe brațe mă ținea și
îi șopteai că mă iubea. Aș vrea steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Aș vrea steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Bine, bine, așa, așa, așa. Mă uit pe bolta albastră, nu mai este luța noastră. O aștept seară de seară și ea nu vrea să apară. Aș vrea steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Aș vrea steaua să te vadă, să-ți facă inima piatră, să te ajungă vorba mea. Nu te-ar mai iubi ca mine nimeni toată viața ta. Pentru toți prietenii noștri să trăiască. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, puiul meu, că într-o zi te-am întâlnit, pe loc m-am îndrăgostit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, puiul meu, că într-o zi te-am întâlnit, pe loc m-am îndrăgostit. Tu ești făcut pentru mine, mi-ai schimbat viața în bine. Doar cu tine aș împărți viața mea noapte și zi. Tu ești făcut pentru mine, mi-ai schimbat viața în bine. Doar cu tine aș împărți viața mea noapte și zi. Ia auzi, așa. De vânt, când adii așa ușor, puiul meu de parcă zbor. Lângă tine eu mă simt ca norul purtat de vânt, când adii așa ușor, puiul meu de parcă zbor. Tu ești făcut pentru mine, mi-ai schimbat viața în bine. Doar cu tine aș împărți viața mea noapte și zi. Tu ești făcut pentru mine, mi-ai schimbat viața în bine. Doar cu tine aș împărți viața mea noapte și zi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, puiul meu, că într-o zi te-am întâlnit, pe loc m-am îndrăgostit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, puiul meu, că într-o zi te-am întâlnit, pe loc m-am îndrăgostit. Tu ești făcut pentru mine, mi-ai schimbat viața în bine. Doar cu
cu tine și împărți viața mea noapte și zi. Tu ești făcut pentru mine, mi-ai schimbat viața în bine. Doar cu tine și împărți viața mea noapte și zi. Așa, bine, bine. Pentru toți prietenii noștri să trăiască. Iauzi. Nu te pot neică iubi, cine știe cum ei fi. Cine te-o culca pe mână, cine ți-o spune noapte bună. Nu te pot neică iubi, cine știe cui ai fi. Cine te-o culca pe mână, cine ți-o spune noapte bună. Ce îmi doresc eu se poate, doar în visele de noapte. Noaptea trece ca un pom, eu cu visele rămân. Ce îmi doresc eu se poate, doar în visele de noapte. Noaptea trece ca un pom, eu cu visele rămân. Șo! Doar în visele de noapte. Noaptea trece ca un pom, eu cu visele rămân. Așa, e bine? Cu tine-n gând. E un an poate mai bine de când mor dragostea-n mine. Adorm, mă trezesc plângând și sunt tot cu tine-n gând. Ce îmi doresc eu se poate, doar în visele de noapte. Noaptea trece ca un pom, eu cu visele rămân. Ce îmi doresc eu se poate, doar în visele de noapte. Noaptea trece ca un pom, eu cu visele rămân. Așa.
Trece nepăsător, că eu știu că mor de dor. N-o face pe supăratul că mă iubești, e satul. N-o face pe supăratul că mă iubești, e satul. Așa, 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 așa. Hai da, hai da, hai da. Firei ca furisit, plătești tu că n-ai venit. Eu cu apa din găleată voi strobi grădina toar. Pe la toate florile să-i blestema numele. Să te bată, neică, bată dragostea mea așa curată. Dragi noștri, suntem la MITV, petrecem împreună live 100% cu Reli Gherghescu și formația. Cred că deja ați dansat acolo, ați jucat în fața televizorului sau unde vă aflați noastră la ora actuală. Cântecele lui Reli v-au ajuns la sufletele, așa cum ne-au ajuns și nouă. Vă așteptăm în continuare să mai sunați la 0799-620-520, dar deja avem un telefon, ne spune regia, domnul Dănuț. Spunem alo! Alo! Avem pe cineva? Alo! Vorbiți cu noi? Dacă nu vreți să vorbiți, mai reîncercați altă dată, poate stă cineva la rând să sune din nou. Așa, deci v-am spus 0799-620-520, vă stă la dispoziție pentru a suna, să faceți dedicații și nu numai, să felicitați pe colega noastră, pe Reli Gherghescu și formația. Mi-a plăcut acea melodie. A, stați că avem telefon, Reli, continuăm după. Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă și de unde ne suni? Sunt din Sap Gren, Comuna Peștișan și mă cheamă Roberta Mihai. Aș vrea să o dedicație cu Reli Gherghescu. Chiar cu Reli? Uite, poți să și vorbești cu Reli. Cred că îți face o mare bucurie. Reli? Da, domnișoară. Alo, te faci, Reli? Vreau o dedicație cu tine. Da, draga mea. Ce melodie vrei tu? Vreau dedicație cu tine, vătutear dorul meu neicută, de ce mă porți pe potecută? Uite, să știi că mi-ești așa dragă, o să o mai cânt încă o dată melodia asta pentru tine special. Da. Cred că nu urmărește emisiunea chiar de la început, că a cântat-o în primul calup, dacă nu mă înșel, da? N-am urmărit de la început, acum am început și eu. Da, acum te-ai uit și tu la noi, dar nu contează, niciodată nu-i târziu, Reli o să-ți mai cânte, mai are și una cu Rovinariu frumos pe care o solicită foarte multă lume, vedem cum ne încadrăm, da? Da. Și cui vrei tu să mai faci dedicații? Lui prietena mea, la Luca, lui verișoara mea, Daria, lui mama mea, lui tatăl meu și la toți vecinii mei. Părinții sunt cu tine sau ai sunat tu așa de capul tău singurică? Știe mama mea. Da? O salutăm pe mami, o salutăm și te mai așteptăm să ne mai suni. Da? Da. Mulțumim la frumos că ne-ai sunat. La revedere, la revedere, seară frumoasă. Uite, Reli, că te iubesc și copilașii. Cred că după voce nu avea mai mult de, eu știu. Uite era că ne-am întrebat-o dacă poate era cântă mami și lângă ea. Cum să nu, cum să nu? Mami a lăsat-o să vorbească, altfel nu sună ea singurică. Și mai avem încă un telefon, deja au venit telefoanele, ia să vedem cu cine stăm de vorbă. Bună seara, Maria Grigorescu mă numesc, sunt din București, Reli are admirator și în București. Bună seara, doamnă dragă. Mulțumesc. Și aș dori să o felicit pe doamna Reli Gherghescu pentru frumusețea, talentul și naturalețea dumneai ei. Mulțumesc. Și aș ruga-o,
o dedicație cu melodia Eu iubesc cu drag și mi este bine, nu iubesc în viață pe oricine. Da. Probabil că nici, da, probabil că nici dumneavoastră nu ați urmărit emisiunea de la început. Am mai cântat-o, da. Nu, am fost la serviciu și am ajuns mai târziu și n-am putut. Sigur. Dacă nu, poate altă melodie. Foaie verde ca a luna seara... Când răsare luna. Când răsare luna, exact. Da, depinde, exact. Depinde ce timp am. Dacă am timp, noi mai avem vreo 20 de minuțele de cântat și în timpul acesta Reli o să vă facă pe plac să vă cânte melodiile noastre preferate. Mulțumesc frumos și urez mult succes în continuare. Vă mulțumesc frumos, seară frumoasă, vă pup. Seară bună, seară bună. Și noi vă pupăm și vă mulțumim pentru intervenția noastră telefonică. Uite ce surpriză frumoasă, te-a sunat doamna tocmai de la București. Acum, dacă ne vedem, apropo de, uite, de site-urile de socializare, te-au ajutat așa în cariera ta? Adică, nu știu, ți-au... Da, ți-au dat și ne vedem, bineînțeles, și la TV peste tot. Peste tot. Doamna da. De la București s-a uitat la TV. Da, 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 știu că ne vedem și în București. Ne vedem, doamna, nu știu, așa am înțeles că ne-a văzut. Numai că nu a intrat de la început. Deci știe lumea că noi ne vedem în toată țara. Iar cei care nu ne văd, când vine operatorul sau sună la operatorul de cablu și zice, domne, vreau și eu EMI-TV acolo în grila de programe, că nu pot, domne, să trăiesc fără folclor, nu? Cel mai bine, așa, pe românește, pe șleau. Spune-m, Reli, scuze-mă că te-am întrerupt. Că doamna de la București, ai avut evenimente în București? Ai, așa des? Avem din nou telefon, îmi face... Eu pe domnul Dănuț al meu nu-l mai aud. Avem telefon din nou. Spune-mi, alo? Alo, bună seara, doamna Elisabeta Vasile. Bună seara. Pentru prima dată când intru cu dumneavoastră, cu domnul Gigi, intru mereu. Așa, doamnă, și mă bucur că m-ați prins și pe mine. Uite cu cine stăm de vorbă, de unde ne sunați? Sunt Cati de la Motru. O, doamna Cati, salutăm motrenii, că acolo avem multe evenimente, suntem iubiți, da, și ne bucurăm. Și vă așteptăm și la Revelion anul ăsta, că anul trecut am... Doamne, ajută să, doamne, ne rugăm să măcar Revelionul să-l cântăm, dacă evenimentele nu, da, le cântăm. Uite, vorbiți cu Reli. Bună seara și fata asta frumoasă și talentată, dacă mă întâlnesc cu ea la Rovinari. Frumos mai cântă, că ne întâlnim la Rovinari. Mulțumesc! Am să te aștept peste ani, nu, puiuțul meu, la Rovinari. Da, doamne, da. Știți chiar că... dacă mă întâlnesc în altă parte, dar se lovește. Dumneavoastră spuneți că vorba cântecului, nu? Da, cum are mama, da, mea o vorbă. Da, da. Vreau pe fata aia care cântă cu Rovinariu sau cu, mă rog... Da. Da, și eu la fel, care cântă că ne întâlnim la Rovinar. Putem să ne întâlnim și pe stradă, dar da, e frumos cânte cu, și frumoasă și fata, da, și talentată. Da, este, este. Îi mulțumim că a venit astăzi seară în casele noastre să ne bucure și vă mulțumim și dumneavoastră și tuturor din regie și scumpului și frumosului și talentatului Emil Badea că a făcut acest post. Și el vă salută și vă pupă de acolo, nu mai poate de bucurie, sare în sus într-un picior, măi Emile, măi, într-o seară să știți că facem și noi un live, eu cu Emil, la emisiunea, da, cred că la emisiunea vedem noi, ne alegem că avem la care emisiune, ori la Gigi, ori domnul, la... Domnul Emil, Badea-i sufletul meu și bucuria mea când îl văd pe post și când îmi cântă cânte cu ăla, cu bebelul în videoclip, a crescut copil sărac. Da, frumoasă melodie, păi da. Da. Aș vrea să vorbiți cu domnul Emil, aș vrea să mă dau și un lucru de ale mele făcute cu mâna, o față de masă. Doamne, dar cu bucurie, de ce nu ne-a spus mai de mult? Cum să nu? Ne vedem. Eu i-am spus domnul Emil de mult, nu știu cum să ne întâlnim sau... Când doamnă, ne întâlnim, puteți să ne și vizitați la TV, puteți să ne și vizitați, cum să nu? Cum să nu? Păi nu, deci cu mare drag. Când vine în Târgu Jiu, nu știu unde, că am fost... Lăsați am că vorbim în privat pe numărul de telefon acolo, da? Și ne auzim și stabilim detalii. Vreau să vă aduc și eu că mor și rămân pe acine. Doamnă, dar eu cu Reli vă întrebăm, costume naționale nu aveți?
Le-am dat, mamă, i-am dat lui Simona Dinescu, am dat... Foarte frumos, lăsați că ați dat la un nume, la o fată care cântă foarte frumos, merită. Da, am dat mai la multe fete, că am avut... O salutăm și pe Simona Dinescu și o așteptăm aici alături de noi. Am zis că le roade molile și ce fac cu ele și... Și în fața de masă, prosoapte din alea cu da, tute, da, la încete, da. Le duc copiii la gunoi. Da, doamnă. Lăsați că ne vedem. Faceți dedicații, aveți să faceți pentru, cuiva? Pentru copiii mei, să vă trăiască. Carmen, ginerile Traian, nepoțica Diana, nepoțelul Mihai Denis, pentru mine și pentru dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate în frunte cu domnul Emil Badea, ca sfăt. Ați făcut acest post minunat de suntem și noi în Gorjul pe locul 1. Păi da, doamnă, că e post național, păi da, e în rând cu lumea. Cum să vedem toată țara. Păi da, suntem doamnă, da, asta am spus și noi. De nota 10. Da, mulțumim. Da. Mulțumim din suflet că ne sunați de fiecare dată. Acum noi vă pupăm, că o să avem de cântat și mai stă cineva pe fir să mai vorbească cu Reli. Multă, multă sănătate și vă iubesc ca pe copiii mei. Toate cele bune, doamne. Nicoleta. Da, 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 toate cele bune. Numai bine. Uite, te salută doamna Ani Moraru, tocmai din Suedia. Îi place foarte mult cum cânți, ea este mehedințeancă și vrea ceva de mehedinți. Te salută domnul Căsuț Marinel de la Calafat, prietenul nostru, viitor socru, vom cânta la dumnealui la nuntă. Calafatul e cu ochii pe noi. Așa, doamna Tudorița, ne salută și dumneaei. Ortanța Silvica, tot la fel de pe, nu știu de unde ne urmărește dumneaei, eu am și prietenă pe Facebook, tot la fel ne felicită pentru emisiunea din seara asta și îți dorește în continuare să scoți melodii cât mai frumoase din asta, de dragoste, așa cum știi tu să-i atingi da, pe oameni la coarda sensibilă. Știi? Așa, pe cine mai faceți voi, dacă mai aveți de făcut sau mai avem telefon, ceva, sau cântăm, ce facem? Hai să cântăm, draga că de asta am venit, Reli. Toate melodiile mele să fie pentru familia mea, pentru prietenii mei, pentru toți prietenii mei și de pe Facebook. Așa cum am, bineînțeles și pentru ai voștri, așa cum am promis doamnei de la București, vreau să-i mai cânt încă o dată melodia ei care îi place cel mai mult pentru că mă urmărește, ne urmărește de la București, da? Și merită să mai cânt încă o dată melodia pentru ea, pentru că nefiind acasă, așa cum a spus, că doar ce a venit de la servici, vreau să-i mai cânt hey, acum melodia, uite. Și să fie pentru toți cei care mă iubesc. Să știi că după intervenția asta, o intervenție mai ai live, așa că te-aș ruga să-ți iei la revedere de la telespectatori. Da? Și tu și eu. Da. În primul rând, le mulțumesc foarte mult că sunt lângă mine, indiferent unde sunt, că sunt la spectacol, că sunt într-o emisiune, că sunt pe Facebook. Le mulțumesc. Dragilor, și eu vă mulțumesc din suflet pentru că și de această dată ne-ați urmărit, în speranța că am fost pe placul dumneavoastră. Eu până miercurea viitoare vă spun la revedere, să aveți o seară frumoasă în continuare și urmăriți-o în continuare pe Reli și formația. Vorbi și toate, și toate de la iubit. Într-o vreme,
vreme m-a vorbit și toate, și toate zile-a iubit. Acum eu vezi pe ascuns, au, 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 inima mea, să văd lume ce-i dispus, mirai lume rea. Acum eu vezi pe ascuns, au, 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 inima mea, să văd lume ce-i dispus, mirai lume rea. Așa. Am iubit să nu dau, să nu dau de bănuit. Nu mai spun, nu mai spun cât am iubit să nu dau, să nu dau de bănuit. Că mă află lumea rea, au, 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 inima mea, și mă râde firarea, firai lume rea. Că mă află lumea rea, au, 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 inima mea, și mă râde firarea, firai lume rea. Hai, da? Pentru toți prietenii noștri, v-am zis special. Ia uzi, așa, așa, așa. Ia uzi, după de dragoste ce ne-au legat, credeam puiul în tine, ai plecat. Nu te gândi nici o clipă că greșești, ai vrut doar inima în tine s-o rănești. Hai să mă cauți peste ani, măi puiule, la rovinari. În ochi n-o să ne mai privim, trecutul să-l mai răscolim. Hai da, Vasi, sus vioara! Așa! Omul care mă iubea nu mai erai. Hai să mă cauți peste ani, băi puiule, la rovinari. În ochi n-o să ne mai privim, trecutul să-l mai răscolim. Asta să fie dedicație de la mine, Reli Gherghescu, pentru toți prietenii mei. Șo! Te-am iubit cinstit și n-ai să poți uita, că am făcut parte și eu din viața ta. Hai să mă cauți peste ani, măi puiule, la rovinari. În ochi n-o să ne mai privim, trecutul să-l mai răscolim. Ia-uzi, vioara, hai da pasii! Pleci, dar înapoi n-am să te mai primesc în veci. Hai să mă cauți peste ani, măi puiule, la rovinari. În ochi n-o să ne mai privim, trecutul să-l mai răscolim. Ia o zăutarișă! Muzica.
când credea puiul în tine, ai plecat. Nu te-ai gândit nici o clipă că greșești, ai vrut doar inima tine s-o rănești. Ai să mă cauți peste ani, măi puiule, la rovinari. În ochii n-o să ne mai privim, trecutul să-l mai răscolim. De ce în viață îmi faci rău? De ce nu vii, puiuțul meu? De ce în viață îmi faci rău? Tu să mă caut și să vii, puiuțule, oriunde aș fi. Tu să mă cauți peste ani, măi puiule, la rovinari. Hai, da? Este, iau. Puiule, la rovinari.